A numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, amin. Dar credința mea spune că mă nu va dăinui prin totale câte Domnul Crucea tot va dăinui. Preacuterii părinți, dragii mei cântăreți și iubiții noștri credincioși, eu nu am cuvinte să vă vorbesc la dragostea dumneavoastră, la înălțimea dumneavoastră, dar cu slavele mele puteri și cu ajutorul Maicuții Domnului și cu binecuvântarea preacuternicilor părinți, voi cita doar câteva cuvinte. Preacuternice părinte, Evanghelia care s-a citit astăzi are o mare însemnătate și anume că Mântuitorul, când i-a găsit pe Sfinții Apostoli, l-a pescuit, n-a prins nimic. Și atunci, la glasul Mântuitorului, spune la Apostol, aruncat în mreaza, Doamne, n-am primit nimic, n-am primit nimic. Și la cuvântul Domnului l-a aruncat și a prins o mulțime din pești. Dragii mei, mult aș fi de spus să citeam aceste cuvinte a Mântuitorului de Evanghelie de astăzi, dar aduc o laudă Părintelui de aici și laudă este al Dumnezeu că am văzut că este larg la Sfintele Taine. Preacuternice Părinte, să vă cărciți brezele vire, să prindeți pești cât de mult. Astăzi am văzut că brezele Sfinților voastre s-au împărtășit copii și din creștini. Cei ce nu văd în partea noastră sunt din partea Galatului, Constanța, Brăila, în bisericile goale. Stă Mântuitorul închis în Sfintele Chivotie și în Sfintele Potirii. Preacuternici părinți, rău văzut, rău văzut, să-L dea cu Mântuitorul cât mai des. Că fără Sfânta Împărtășare, fără Sfântă Biserică, fără Mărturisire, noi mântuim. Zic asta pentru că în temnițe din care am trecut, nu ne-a lăsit Sfânta Liturghiei și Împărtășarea în fiecare zi. Și astăzi, Mântuitorul moare în fiecare zi de Sfintele Altare și stă să spune, veniți la mine toți ce vă săriți și împovărați și eu vă voi odihni. Noi stăm reci față de El. Ne-a mersit atât de mult. Biserica a triumfat în cele 300 ceva de ani în prigoană care creștinii noștri din catacombe se rugau să împărtășau zilnic. A triumfat 40 de ani în domnitoții de comunism, a triumfat și a băgat spuma și crema țării noastre prin termeni în care acolo a întâmplat cu adevărat catedrale care astăzi crește în fie cu oricare stăm departe. Este libertate să tăgem biserici, să fac cuci care sfântim și bisericile sunt goale. În timpul pregoanei bisericile erau mai pline. Oamenii deși erau forțați să folișau și veneau în Sfânta Biserică. Astăzi vedem s-a adus biserica creștinii noștri într-un fel de cădicel pe care suntem impostători. Și stăm cu mâine la piept ca și cum s-ar întâmpla nimic. Dragii mei, timpul pe care trăim 30 de ani când este libertatea, ne-au adus din Occident cu roiul păcatelor. Tineretul nostru a luat o razna, televizorul, internetul, toate, iar nu mai ce este rău. Ne-am dobitocit. În timpul pregoanei,
Era mai multă credință. Acum suntem amatru într-un fel de călice. Ralimei schimbați vă viața. Învățați copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră. Am văzut că aici copii s-au împărtășit. Aduceți-i. Tineretul nostru, menire de ei. Atingi cu privoare copiii să dădea la lumina zilei. Nu era voie să faci avorturi, mamele. Acum, în libertate, mai este încă o țară românească, 30 milioane de copii sub picioarele noastre, să strigă la mamele care au născut criminalilor. Ne-a dus la întuneric. Dragii mei, trebuie să ne trezim. Și ne trezim la realitate că suntem creștini români, născuți, nu făcuți. Ne-am greșit. Suntem aproape primii locuri, noi creștinii, în avorturi, în crime. Ești iertare, dar opriți-vă. Avem preoți, mărturisiți-vă, pocăiți-vă, că Dumnezeu a venit pentru cei păcătoși, nu pentru cei drepți. Maria Magdalena, care a fost cea mai păcătoasă, și când a venit și l-a văzut Mântuitorul, a intrat în casa lui Simon și a căzut în genunchi la Mântuitorul și cu lacrimile ei i-a spălat picioarele și cu părul capului i-a șters picioarele. Simon gândea, dacă aș ști câte păcate are femeia aceasta, atunci Mântuitorul îi spune, Simon, am să spun ceva. În casa ta am intrat. Nu mai respectați ca această femeie. Vezi doar acea femeie? Mult a greșit. Mult și iartă. Dragii mei, un păcătos care a fost vituiat, un bețiv, un curvar, un târhar, care se pocăiește, Dumnezeu îl primește. Sfântul Ioan Evanghelistul a pregătit un ucenic, după ce l-a pregătit, l-a dat pe mâna unui episcop, după aceea pe mâna unui preot, s-a lăsat cam în îngrijire. S-a devenit șeful târhailor, a criminalilor, și când a auzit Sfântul Ioan Evanghelistul, s-a dus să-l caute pe el. Întâlnindu-le, fugea de Sfântul Ioan Evanghelistul, și atunci Ioan Evanghelistul spune, nu fugi, că n-a venit și cert, a venit și îmbrățișat. A îngenunchiat în fața lui Sfântul Ioan Evanghelistul, și a ascuns mâna dreaptă cu care a făcut atâtea crime și l-a primit Ioan Evanghelistul și l-a iertat. De aceea, dumneavoastră, avem astăzi sfinți evangheliști, preoții noștri, care sunt slabi, vă cheamă la pocăință. Mi-aduc aminte pe timpurile noastre când eram în mănăstire, acum 70 de ani în urmă, preacuterii părinți, era împărtășarea în fiecare zi la Sfânta Liturghie în mănăstire. Era 40 de călugări, sub 30 de ani, tineri de toți, liturghie în fiecare zi, cântări cu Duh, se cânta și intrând în proces de greutăți, a trecut părintele Arseni Boca pe la noi, scăpând de la canal și nouă cuvințele lui care ne-a spus așa,
dragii mei, pentru că mănăstirile bisericii nu poate să mai dați sfinți, veți merge prin temniți și temniți se vă transforma în catedrale. Și a zicat Mărinsul și a zis așa, o, poporul meu, nu știți ce vă așteaptă focul și nenorocirea. Și a plecat. Eram copilatul, nu am putut să înțeleg acele cuvinte și regret. Cum de n-am sorbit, ca după 2 ani ne-a arestat, i-a pus în dubie, i-a dus în termeni și am ajuns, nu pot să descriu cât mult prin care am trecut, fac ca Sfântul Apostol Pavel, care termeni, prin care termeni n-a trecut Sfântul Apostol Pavel. Așa că și mie și la cei toți care au trecut, i-a făcut parte ca să întâlnim, să îmbrătășeam aceste temnici care s-au transformat în catedrale. Preacucerice părinți, preacucerice părinți, dragii mei, iubiții mei, scumpii mei, vă iubesc ca pe ochii mei, mai mult. Suferința mi-au dat de a iubi neamul meu românesc. Nu vă sunteți cu cărăuii care ne-au băgat. Pentru că acolo a fost purificarea credinței, acolo ne-am întărit în credință. Cine l-a pierdut pe Dumnezeu poate găsi în suferință. Văd preacucernice părinte că aici este și tare pe aici pe București, aleargă pe la doctorii trivindice trupurile. Nu e așa. Mergeți la preot să facă rugăciuni, că mult face așa cum spune la Sfântul Mastru. Este cineva bolnav, să cheme preoții bisericii, un gând de putut de lemn, și credința lor se va mântui. După aceea, la doctori pe care și pot să fac, că sunt doctori, medicii, fac cu ajutorul Dumnezeu. De ce zic că, în închisoare întemniți, s-a vindecat multe suflete, ne-au ucis trupurile. 80.000 a fost îngropat și de zi în Balta Mare. Blăstămata de securitate care a ucis neamul nostru, marca și crema țării noastre, preacuternici, părinte. Deci, a ucis trupurile și a trimis sufletele în ceruri. De acolo este roagă pentru noi. Eu am simțit puterea Sfinților care a trecut. A trecut preacucernice părinte pe la Gerla, Aiut, Jălava, Făcărești, Pitești, Galat, Bârlat, Tecuci, plus Balta Mare în toate coloriile. Cam 24 de ani în care am migrat din Temniți, am ieșit mai lucid, mai sănătos, chiar se trupește și mi-am întărit sufletul. Mi-aduc aminte, pe 63, așa, de la Aiut, când acolo m-am întărit cu părintele Ilie Lăcătuș, cu părintele de la preasfințitul Bartolomeu Araria și cu alți preoți de abitare, cu părintele Ioan, care cunoașteți, care a fost duhovnicul mănăstirii Vladimirești, care a fost o perioadă aici, în București, la mănăstirea Plumbuita, este duhovnicul meu. De aici, Plumbuita l-a mutat la mănăstirea Recea, ca așa a spus el la ultima predică aici în București. Mă duc de la Plumb, la Reci. Dragii mei, oamenii cinstiți, oamenii lui Dumnezeu, sunt marginalizați. Mi-aduc aminte acum, 50 de ani în urmă,
Biserica noastră, ierarhia noastră, oarecum, Iotim Crașt, în care împărtășa lumea, aducea lumea pocăință, nu putea să-i împărtășească individual, să le facea desteagare mare și îi împărtășa cu mine. Pentru treaba asta a fost izolat, criticat, chiar pe la voi, Dumnezeu să ne ierte, preasfințitul Valerian Caharia, când a venit pe la noi la mănăstire, ce căutați voi, măi, aici în mănăstire? A fost cândva pe timpul Ștefan cel Mare, acum s-a terminat. S-a făcut o carte acolo, lui Ioan Broștean, buruieni uscate crescute la umbra bisericii noastre. A trecut atâta ani, iată, care vă duceți în vedeți moaște zi. Biserica scoate la lumină, nu grăbește, nu întârziază, dar scoate la lumină toate. Eu nu m-am gândit că mai ies cu viață, drăguțeni, părinți, ca să vă vorbesc cu atâta foc. Și cu atâta s-a zis așa, Doamne, dacă voi scăpa, și cu perii capului voi vorbi. Și cu degeți la picioare, când eram în cerură, mai făceam și noi câte rugăciuni, mai vorbeam în șoapte. Când ne auzeam, lasă gura! Încât era în stare nici să gândești despre Dumnezeu. De ce am spus prima dată, dar credința mea îmi pune că mă nu va dăruie și când tare când mi-a dorit crucea tot familiei. A trecut 40 de ani, am pângărit bisericile, preacucerici, părinți, la Galați, a transformat biserica în atelier și Sfântul Altar, trei cabinete zeceu. Ce era groază! Și Dumnezeu a lăsat 40 de ani. S-a dat martiri, s-a făcut sfinți, ne-a băgat în istorie. Așa că Părintea Senipoc a spus, veți fi duși prin temniți. Deci nu am fost arestați, am fost duși pentru preamărirea lui Dumnezeu. Am vorbit care o mai cunoașteți aici, dar vreau să vorbesc pentru cei care încă n-au știut și nu știu. Acolo, prin temniți, am întâlnit oameni de valoare, unii aveau să spânzure, că era regimul foarte, foarte strașnic. 20-30 km pe la zic, 40 de roame să le urci pe timp, o pornit din sorbă, ori de cai cu vază murată și înapoi alte 20 km de braț. Mureau. Și acolo am întâlnit oameni care veau spânduri, care adunau bucuri de țigară de pe murina cadrilor. Și am întâlnit doi tineri acolo, care erau sărași, demutorați, arestați, pentru că au vrut să evadeze țara și au prins. Și le-a întâlnit moralul, le-a dat câte rugăciune, acolo se învăța cu paie de mătru pe talpa avocatului, uți cu tăteteu, s-a învățat acolo Scriptura. Acolo m-am îndumezeit. Acolo am învățat ce înseamnă credința și suferința. Cine l-a pierdut pe Dumnezeu, îl poate căsă în suferință. De aceea, bolavii noștri care sunt, îți bolav sufletește. Dacă s-a întărit sufletul, să vede că și-o trupul. Și-a spus acești doi tineri, dacă ieșim afară, le facem oraș. Băi, să fiți măcar bun creștin, nu oraș. A trecut 10 ani peste noi, ne-a liberat cu decretul lui George Udeș și a îmbrățișat mănăstirea. Ca să aud, unul este la mănăstirea Călugăra, în Timișoara, și omul care este, care cunoașteți părintele Ioanicii de la Frăzilei. A ajuns un duhovnic discuțit
Un duh omul de care a trecut prin foc și prin apă, așa cum a spus tatăl la parimei la privegeri. Omul se lămurește prin foc și prin apă, ceea ce mai lucit. Aurul, dacă nu trece prin foc, nu este, nu se curăță de rugină. Așa că eu nu pot să acuci cu nimic, ci cât acuci, regimul trecut a fost niște rău trimis de Dumnezeu să lisește credința noastră, o credință fără suferință, nu este credință. Iar întâmplă de afișăm astăzi, să umpli biserică și să aplicăm cum a venit. Nu învățăm. Am învățat copiii dumneavoastră când ieșit afară, când stau la televizor cu țăcara în gură și privești la că privim de aici slujba. Duce-te la o fărâmă de țințenii și nu acasă. Aduce-te-i. Evanghelia astăzi ce-a făcut apostolii când a spus Mântuitorul? Vestirea fac pescari de oameni. Și s-a dus și a făcut pescari de oameni. Avem astăzi pescari, avem episcopi, avem patriarch, avem preoți, sunt pescari, bisericii noastre, biserica este nevodul. Și bagă biserică, fiți în biserică, alături de biserică, alături de preoți. Nu ascultați alte urechi. Biserica este temeiată pe temelia Sfintelor Apostoli. Celalalte sunt rupte de biserica noastră și caută să vă rupă. Deci, din partea noastră, noi, preoții, arhierei, toți trebuie să fim oglinzi și ferește la cei din jur care ne ascultă și ne vede. Dacă suntem ferește și oglinzi curate, vede prin noi pe Dumnezeu. Ca să știți doar lucru, pe Dumnezeu este cu neputință a-L vedea, iar din tine prea curată s-a arătat oarbă în cuvântul întrupat, Mântuitorul, prin Maica Domnului. Căutați bine, la mine măsură care mă decară, părinte, sunt bolnav, am copilul așa și așa, ce mă fac? Că venea părinții la sine după ce ne-am nemirat, s-a făcut niște călugării, că aveți sine, să vă uitau care mai de care, cât bolnav, baici, de fericitoare, cât bolnav. Că părinții ar să ne bocă, scotea pe Mântuitorul din sân, răstignit cu coroana de pe cap. Vrem să fim mai breși? Cu boală putem intra în părăția Dumnezeu, dar cu păcate nu. Și ne întărea. De aceea, dragii mei, iar am fost prinși. S-a făcut și aici călugării în timpul lui Ceaușescu cu părintea Seriboca, cu părintele Ioan, în București. Și am trăit momente, ne-a prins, iar din nou l-a arestat. Și tot așa, și tot așa, până au căzut, să spun, fiara roșie de la Stămiță. Mi-aduc aminte de cuvintele lui Preasfântitul Nicolae Popovici, care l-a cunoscut la mănăstirea Tudor Vazemirescu, la preoția lui părintele Ioan. A venit acolo și a trăit o predică așa, Preasfântitul Nicolae Popovici. Nu ne vom închina Dumnezeului care a sărit la steauele publice roșii. Ne vom închina Dumnezeului, Celul care a făcut cerul și pământul. A tras o predică, erau 25.000 de suflete în timpul ala. Și acum, în libertate, plânge Mântuitorul pe Sfânta Masă și strigă mereu, veniți la mine toți de otăniți și împovărați, luați jocul meu și stajuna mea este ușoară, veniți, strigă. Oare cum vă răspunde noi în fața Lui?
Măicuța Domnului stă în genunchi și se roagă la fiul ei și spune, iartă-i fiule și de aceasta, nu mai pot, maica mea, că a făcut păcate grozitoare. Iartă-i fiule și de data aceasta. Dumnezeu îngăduie cristarea noastră, sunt și sfinți. O fi iertată în capitală, o fi Sodoma și Gomora, dar sunt și sfinți. Deci este casa într-o adunare aici în București, în timpul lui Ceaușescu, s-a făcut niște călugării, mă întorc ca de sine, s-a venit care mai de care acolo. A trecut în mers de nopții, s-au împărtășit din mâna dreaptă a lui Ceaușescu. S-au comentat chiar așa, cu părurile făcute, cu unghiile făcute, am gândit. Și când a venit de acolo părintele Ioarcă, părintele Sinipoca, am pune mâna după cap și-mi spune, ce gândeai? Ai văzut și inima zeu? Inima te mai cheamă pe mine cu tot dorul, vei cu tot cerul să fac altarul meu, așa spune părintele Sfântului Mântuitorul. Să-mi spune, ce gândeai? Așa că aici în București nu sunt sfinți. O fi Sodoma și Gomora, dar sunt sfinți. Așa de-a spus. Ne-am despărțit, am mai trecut timp, am mai întâlnit, nu l-am mai văzut. Ai trecut la cele veșnice, de acolo se roagă și e vorba ca biserica să-l canonize. Dar el este sfânt de când s-a născut, din pânt cele mai sfântate. De aceea, dragii mei, vreau să mă retrag pe sfârșit, așa, mulți care m-au auzit că văd că mă urmăriți. Așa, pune Părintele Arsenie Boca. Eu am vrut să mă încadrez practicieni părinți după eliberare și Părintele Arsenie Boca mi-a spus așa. Bă, să fie o apă mergătoare. Nu sta cu moruștele. S-a zis așa. Doamne, dă-mi putere. Este acolo. De la El pune puterea, dragostea și mângâierea. Doamne, Doamne, ascultă meu glas, căci nădejdea noastră întreagă, numai în tine i-a rămas. Mi-a dat Dumnezeu, aproape din nou de ziar. Să mi-a dea Dumnezeu, dacă-s pentru El, de-a-L mărturisi cu foc, încă 90. Dragostea dumneavoastră este uleiul care ne-a zburnat în camera n-a uscată. Este o sărcită pe pământ. În timpul prigoanei, în timpul tehnicilor, repet, s-a făcut martir și a trecut în cer. Acum ne hrănește trupurile să ne ucide sufletele, cei mai scumpi. Stadioanele pline. Bisericii de boală. Titanile spre de bolat, apărinte păcatului. Tribunalul spre de avortul. Care nu era asta acum. 60 de ani. A libertate fi. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu nu va veni cu biciu? Că ne va da un călcări de turtește pe toți. Vai de cei ce vor intra în mâria mea, spune Mântuitorul. Vai, acești puțin care sunteți aici. Eu am fi pe tribună și aud în toată România. Că sunteți la cum mă jertfesc, mă dăruiesc pentru dumneavoastră. M-am dăruit în picioare. Am salvat acolo Dumnezeu, ne-a trimis, a dus-o așa de ușor, cu Dumnezeu. Iar acum, a repetat, mă usuc, ferm într-o oală fără apă, crocotesc, că deasupra mea este altă oală care abia se încălzește. Așa m-a ajutat, m-a dat creștinii. Suntem crăzicei, numai pe de aruncat.
la stânga. Deci, dragul meu, nu am cuvinte, sunt sărat, dar când mă pun cu capul de pernă acolo, în Chilioara, da? Rezervez sufletul și mă văd cu focul stâns după împărăția Dumnezeu. Am văd haina strântuită, dar mă rog, mai puțin Domnului, și vă aduc pe toți care vă sunt la distanță. Suferința a dat sentimentul religios în sânul neamului sufletesc. Mi-aduc aminte de părintele Calciu în Balta Mare, era în Astuc, cu părintele Iustin Părvo, cu părintele Ilie la Cătuș și cu alți preoți acolo, în bătaie de joc. Mi-aduc și Sfinții Pierași, când era un gel puternic, în alt joc, ca să tăiem duc. Repet, care s-a auzit, dar și Evanghelia se repetă. Zic, ne-a dus acolo, ne-au ordonat să intrăm, cum să intre, pacura era a mijlocul acestui bălți. Am intrat, trăgea noi. Mi-a trucat aminte, nu l-am mai văzut pe părintele, ei de Cătuș de atunci și acolo a fost la cimitirul lui. Și am, când am intrat în cafon, atât am zis. Părinte Ilie, hai la Stuc! S-a mișcat gura. Am lăcrămat, i-a văzut trupul, s-a mișcat cu lacrimi. M-a întâmpinat un grup de creștini care era acolo și n-am vorbit. Dumnezeu vorbește. Eu ce ce fac, nu fac puterile mele, eu sunt un gunoi, dar mă inspire cu ajutorul lor ca să vorbesc. Ca așa sunt părintele, ar să ne băcă, băi, vei fi trântita noastră, noi suntem acolo și te ajutăm. Iată-ne, cum suntem, acum zic, întărește trupurile și ne ucide sufletele. Mii de biserici vin dărmate. Să dădești biserici. Ar trebui să mergem în genunchi la ei. Am părăsit omul creștin în timpul prigoanei, nu lucra. Se furisa, se făcea și nu lucra. Iar acum libertate, ai vezi cu tractoarele, să duc un cest și de Doamne libertate. Și Dumnezeu v-a spus, v-am dat prigoanea, nu v-ați pocăit. V-am dat libertatea cu această iată de că le pândește. Eu din partea Galatului, dacă chiar să părinte, repet că Dumnezeu era 40 de călugări în mănăstire și ce-a spus Măicuța Domnului. Vă trimit în lume pe împușcării. S-a format 40 de mănăstiri fiecare, cu lume era, reprezenta o biserică vie. A murit sărat, mai suntem trei în viață ta cu cerul Părinte. Ce l-o zici? Dar din voia lui Dumnezeu, așa, mă văd tânăr, sunt cel mai bătrân, pensie dumneavoastră, dar mă văd cel mai tânăr ca dumneavoastră, pentru că suferința m-a întinerit. Nu puteam eu să am o pregătire. Mi-aduc aminte să facem liturghia fiecare zi și mă duceam acolo după o sobă, puneam capul, s-a terminat, eu mă trezeam, m-a luat somnul, hai bă, s-a trezit, s-a terminat liturghia. Ei, Dumnezeu ce-a spus, vă scot afară, în 55 arestați și în 60 vreți de mor. Mi-a scos pe toți. Mi-a scos pe toți pentru că mulți ne-am adăpostit. Să purtăm o haină și ne arătăm cine suntem și în spate, așa spuneam Părintea Celecoca, suntem niște târvani și niște hoți care ne-am trădat pe noi înșine. Păi și-a zilit Pintrul Dumnezeu și ne-a păcat și care a fost greu curat, a căzut în hambar.
care a fost bravo, s-a dus. Mai trebuie o cerere și acum. Când, cum, va veni. Vedem. Eu n-am niște nimitor. A venit o nepoata mea. Mie de părinte, te-am adus la televizor. Zic el, păi nu vrei să ai informații, dar de cam Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură nu este o carte. Este un soare, nu din soare, care cuprinde tot. Cea de toate sunt bună vicioasă. Așa spunea părintea și Teribor, părintele Ioan. Este cu rovit, cu neputințe de rovit. Deci, l-a luat. Și că au unde afară. Ce este? Când ești părinte, știți ce s-a întâmplat cu tare loc? Da, păi spune-ți. Asta, să ne aud, fără să stau acolo. Tineretul. M-a trăsit, chiar să noi bătrâne, chiar să bolnav. Am discutat, am zis, și se cercetez cu rugăciune la televizor. Această icoană a fiarii, nu dacă ați urmărit, părinte, a fost niște profesori aici, în București, și-o dat la aparat. Un medic, un mare cărturar și un mare profesor. Și a fost întrebat. Ce înseamnă televizorul și internetul? Și e foarte fiare. Fără pătruți, am cel bolnav, și-l putat, unde ești, privește acolo. Dragii mei, anticrist, care lucrează cu toate forțele pe ucenicii lui, lucrează în chipul luminii. Delicat. Ca în timpul eu aveam crucea la gât de lemn, sculptată prea cu cerții părinte, cu chipul Maicii Domnului și cu chipul Mântuitorului. În ziua de Sfintei Cruci sunt călugărit în 1963. Și când m-au găsit-o la gât, au luat-o și mi-a fermat-o și a spus, mi-a Hristos să fac minuni și vă fac. După 40 de ani de suferință, Dumnezeu a făcut minuni. Biserica din Galați, care a transformat-o în atelier să învețe un Sfântul Altar, triumfă acum. Cine s-a gândit vreodată că biserica va triumfa? Și va triumfa, că nici porțile iadului nu au farma. Aceea nu va trebui așa. Iubiți preoții, așa, cu neputință fiecare, așa. Când s-a îmbrăcat preotul modernii, nu mai este el, este Hristos. El este un martor alergat. Cinci fără timp, că fiți largi, prea putem să faceți lucruri. La setele taie, să dați, mergeți la bolnav, nu oșteriți, nu obosiți cât este timp. Dați bunăvoie, prindeți pești, prindeți. Plasa Sfinturilor voastre este și mai deasă, și mai rară. Și-a dat cu părința Sfântului Boca, mă, plasa ta este rară. Dă pești mici, jos din plasă și iei cu cei mari. N-am înțeles, preacucerici părinți, acest cuvânt al lor sfânt. Acum regret ca cei doi apostoli care mergeau pe drumul Emausului și vorbea Mântuitorul, am pierdut. Și când s-a despărțit, atunci s-a cunoscut. Și spuneau Luca și Cleopa, oare nu ardea inimile în sânul nostru și de grea pe care și când ne-a vorbit? Așa spui și eu. Ne-a grăit Părintele Stelic Boca, Părintele Ioan, Părintele Ilecătuș, Părintele Iștem Părvo, Părintele Calcio, Preasfântitul Bartolomeu Anania a stat 8 de zile la aiut, legat în lanțuri și acolo de Doamne. Unde mai sunt cei ce nu mai sunt? Unde sunt? Sunt în cer. Și acolo mă ajută și văd. Am dat putere. Eu, prea cu cer, ce părinte,
Vin acolo, aveți și prea sentitul casial a caratului, s-a pus acolo pe pictură, pe părintele, pe prea sentitul Nicolae Popovici, care este martirul realului nostru românesc, pictat de pictor, pe părintea Seriboca, pe părintele Ioan și pe maica Mihaela pictat. A îngerunchiat prea sentitul și l-a făcut o eterie de scenă postată. Atâta bucurie că a făcut. S-a zis, Doamne, iată, m-am brățușat și acasă am crit o parte și pe alta, tovoțind de privețe până intre la chirii, până s-a foarte. Și am făcut o cântare așa. Iată acum, nu, cel ce împodobește crinii țarinii, porunțește că nu te cade a se îngriji de haină sa. Iată acum ce este bun și ce este mai frumos, fără locuie fratea pe ură. I-a cântat acest foarte de la bar. A lăcrămat pe asta. A lăcrămat. Trei nopți n-am putut dormi. Din bucurie. Să știți că la bucurie nu pot rezista. Să vă dau un exemplu. La Nicătoare, când avem decretul lui Gheorghe Udeș, a spus așa, este decret. A fost un abuz din partea securității. N-am avut oameni pregătiți. S-au făcut arestări necontrolate. Sunteți, aveți să aveți legătură cu familia. Primeți pacienții, vorbitoare. Nu mai lucrau. Totuși lucrau, sfecla. Aveți agonie, aveți libertate. Și ne aduc aminte de ori de trânt. S-au pus 18 ani în închisoare. Și că îmi spunea, că arăta copilul leagă, oare cum mai arată copilul meu? S-a venit la vorbitor cu copilul, mare de acum, de 18 ani. Cine este? Păi de cu noi, atât. Când am văzut că a murit, la picioare, soției lui ăsta copilul. De aceea, când spune acolo așa, o să dăm Doamne bucuria Mântului Tare și cu Dumnezeu Preotul Mătărește. Vreau, Preacuțenește Părinte, să ieșim în amorțarea asta. Este o amorțare, cam peste tot. Deci, să fim că fără Sfinte Părinți, și Părintea Seriboca a spus că ne-am întâlnit acum libertate. Părinte, cum va fi să bată omenirea asta când vine? Mi-a venit o amorțare, amorțare. Fiind, a spus așa, va mai veni o prigoară care vor, da, vor fi dați prigonitorilor după aceea martirajului. Și prin acest puțin va câștiga neamul nostru românesc. Nu vă temeți că suntem studiat puțin. Mântuitorul cu 12 apostoli a cucerit omenirea. Mântuitorul și-a ales apostolii, s-a dus acolo, la lac, n-a prins nimic. Doamne, toată noaptea, n-a prins nimic. Dar la cuvinte tale, iată, aruncăm. Când a tras breaza, nu mai putea. 12 apostoli, a tras brezele apostolii și a plecat în toată lumea și a pescuit atâtea suflete, păcâni. Când apostol Petru și Pavel decapitați la Roma, încât a spus, Doamne, nu mă răstăcriți ca Mântuitorul, că nu sunt vrednic, mă răstăcriți cu capul în jos ca să primeți cerul. Când apostol Pavel tăia capul. Deci, ce spun eu? Nu sunt vrednic și poate mi-e acum față de slava care a văzut-o eu. Eu v-aș vorbi până totdeauna că cuvântul meu nu poate termina. Să termine bulbarea, desfrânarea, mâncarea, băutura, să termine toate astea, au o limită. Dar cuvântul Dumnezeu este fără sfârșit. Corpul acolo la capul cărții. La tot sfârșitul a văzut sfârșit, numai cuvintele tale sfârșit nu au, Doamne. Nu are sfârșit. Că vreau să mă rătrag,
că aveți fiecare dumneavoastră probleme dumneavoastră. Așa? Dar Dumnezeu pe mine mă umple, că mă duc în altă parte. Și curge de Dumnezeu. Prin voastră slavă. Și a zis eu, Doamne, dă-mi pe mine un semn că văd atosărită, chiar suferi pentru tine. Și am văzut la cu cea din secolul ce ne așteaptă. Ce bucurie ne așteaptă. Atâtea zis. Nu sunt vrednic și pătrimit de acum față de slava care nouă mi s-a arătat. Și a făcut Sfântul Apostol Pavel. Îi spune, băgați în seamă că după plecarea mea vor fi lupi îmbrăcați în pedioare să răpească ucenicii, nu mă depărtați. Sunt mulți lupi acum în pedioare care vin la postă și chiar când sunt tare am văzut, le-am adunat cărțile, Iehoviști și alți, iată religii. Deci noi trebuie să-i facem datoria să strigăm. În comuna mea, unde sunt, toate este ortodoxă. Avem 45 de băieți călugări care au pensionarea pe părintele Ioan Părești și 60 de băicuți care au fost santideri la graița țării noastre să nu fie păcăriță țară de alte religii. Nu avem plăcutere cu prin nimeni. De mila mare, Domnule. Așa că a fost în jale. Mi-aduc aminte de plăcut. Părintele Creopa s-a dus la părintele Ioan, părinte, aveți puterea, dați-mi să vei niște băieți să-mi frumosesc mănăstirea. I-a dat părintele Ioan 30 de băieți numai din comuna mea. A ajuns călugări, diaconi, și când a venit prin goara, se e cu ce părinții Creopa au fost un pic prudența. Prudența e egală cu păcatul, și calculul este tot încurcături, în altă din genul. Și dacă a plecat, cei cu și ei au plecat. Care mai de care? Și în el, Dumnezeu s-a înturat și a devenit mai răi ca mirenii. La Vladimir și părinții Ioanți, din gheața de înainte, din Slava, le-a scris epistolii către ele să le tărească. Mi-aduc aminte părinții, precuțenii părinți, de părinții din Dorobanțul, când a fost împrăștiate pe diferite comuni unde erau, a venit la noi, a venit și pranii. Și striga așa, trăziți-vă, desfățiți-vă, nu vă ajungeți casă pe pământ, că aveți în cer și la prăștirea voastră care vă aveți întoarce. Striga, fratele vostru, Ioan, era temnică pagioană. Este legat, bătut, batocorit de Ana și Caiafa, zilele noastre trecut și de Dunatul Roșu Comunist al armelor anticrist. Și începem să spună. Nu mai vinat fără rost pe lume. Suntem indicate. Din 300 n-a cădut niciuna. A fost chiar Sfântul Apostol Petru și Pavel care din cerul scria către Galateni și îi întărea. Astea au fost oamenii. Și dacă vedeți o putere, nu este de la mine, este Hristos, al Dumnezeu. Atunci eu, da, mașină, sărac, nu? Eu sunt bogat în cer, așa cum spune acolo troparul Sfântul Nicolae. Între toți, între toți credinții și timp frânteții. Cu sărăcia de nebogate. Sărăcia este bogăție. Am o bicicletă. Mi-a vândut-o preasfințită, dacă o bicicletă, mergi la ora asta, nu, dar da, preasfințită. Și de acolo, când tatăl îmi spune racheta, merg cu ea. De altul, de altul de mine, mai sunt trei. Vai de capul lor, scoțând. Mă sunt tânăr, mă sunt leu, așa a spus părintele Arsene Boca, vei fi leul nostru. Ori fi mulți lupi, dar când faci pe când strigă leul, toate fiarele sunt suportate. Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, cu Maica Precurată, cu Sfinții Apostoli care au fost astăzi Evanghelia, să vă tămăduiască și o tămăduiască alergat și aceste bucurii care le-a sântit datele de altora.
Cu bucurie, dacă o știți, pentru că nu este bucurie. Ca o socialist, dacă o ai și vădă și altora, nu este bucurie. Fiți fericiți! Fiți prea fericiți! Că ați putut să auziți și au cuvânt, ați citit cărți, că n-am te vorbit. Dar m-ați sântepăit că mai este cu cineva care vreau să-l trătesc de altul meu românesc. Nu judecați pe nimeni! Nu o să vedeți pe nimeni! Preacurgeri părinți, din anchetătorii care m-au bătut, m-au patrocorit, m-a legat cu sârmă la spate și m-a scuipat, spunând că mă împărtășește cu cele 7 taine. Știți unii acum? Mitrul Tipărescu. E la gara de lor tecuți. Unii vede, ia București, București, ia. L-am întâlnit. I-am întins mâna. Mă mai cunosc? Și că nu. Eu sunt acela care m-ai scuipat. Ce vrei să faci? Dacă n-aș fi creștin și român, ți-aș lua gândul, dar sunt român. Mă iert, din inimă te iert, așa cu cealaltă mine. Prin ei, mi-a prins focul. Cum pot să-l judec eu? Pentru că a fost trimis de Dumnezeu ca pe robul lui Nabucodonosor. A încercat credința Dumnezeu prin el. Încât a citit, care știți, de Macabei, acea femeie cu copiii, toți aruncat în cazanul cu urechi. Și spune acolo, prin el am încercat credința. Deci o credință neîncercată nu este credință, că și diavolul cred. Deci, închei. Să-l dea Dumnezeu putere dacă aș putea să diavolul să-l cuprinde, să-l întoarce, că este îngerul meu căzut. Așa, ce-i aduce pe tot diavolul. Nu judecați! Nu v-a dat un exemplu de iertare, dar iertați-vă unii pe alții, aveți de cadru, aveți în familie, diferiți, că copilul, fata, a luat-o la asta, băiatul, bea, fumează, nu-l certați, pune genunchi la pământ, faceți câte o vindere până la ora 3 post, luați fără Cristul mai cu Domnul, vă rugați și vă fac toată Dumnezeu să-ți aveți multă mângâiere. Deci, rugați-vă și pentru mine, ca măicuța Domnului, să vedea încă anii, să pot vura către celelalte și să aduc dorința mea este ca tot neamul meu să-l opresc. Facă Sfântul Apostol Pavel, aș vrea tot neamul meu să muncă acolo, iar eu să fiu beata ratinii. Dacă voi rândui, va rândui Dumnezeu pentru păcatele mele și voi fi data stânga în foc, dumneavoastră de fi în fericire acolo și eu mai sunt focul. Sunt dragostea voastră, dragostea dumneavoastră cu care m-ați ascultat. Și sunteți acolo, ori ești, tot sufletul dorește ca să ajungem acolo în Părăția Dumnezeu, totdeauna în vechi vechilor. Amin.